Bună ziua și bine v-am găsit la TV8. Noi continuăm să vorbim despre buna guvernare, iar de această dată, împreună cu experții noștri, am mers la Rezina și la Fălești. Cât de transparente sunt primăriile și cum sunt cheltuiți banii publici în localitățile date, vedeți în ceea ce urmează. Diana, de această dată ați mers la Rezina. Dacă vorbim despre primăria din Rezina, portalul de transparență locală a evaluat primăria din Rezina cu 43% din 100% posibil în clasamentul privind transparența în anul 2020. A ocupat poziția 10 din 60 de localități evaluate. Chiar totul este așa de bine? Cum stăm la capitolul achiziții publice? Cum primăria din Rezina cheltuie banul public? Da, într-adevăr, comparativ cu alte autorități locale care au fost monitorizate până acum, autoritatea locală din Rezina demonstrează o transparență foarte ridicată la capitolul achiziții publice și aceasta a demonstrat-o rezultatele evaluării transparenței de la etapa de planificare și până la transparența achizițiilor de valoare mică. Într-adevăr, putem spune cert că în conformitate cu indicatorii pe care i-am stabilit, analizând pagina web, am constatat că primăria publică sau a publicat planurile de achiziții și pentru 2019 și pentru 2020 și modificările care au fost operate pe parcursul anului, pentru că se monitorizează și acest lucru, deci atât planul inițial, cât și modificările care apar ulterior, pentru că de regulă aici sunt uneori carențe, ori cadrul legal menționează că planul de achiziții, dacă se modifică, trebuie publicat în 5 zile, la fel. La fel, primăria Rezina a asigurat publicarea anunțurilor de participare, chiar a documentației de atribuire pe pagina sa web. Și aceasta a făcut-o într-o manieră accesibilă și intuitivă pentru cetățeni. Deci explic, la fiecare procedură de achiziție sunt publicate toate documentele exact sub ea, adică anunțul, documentația, formularul 2AIET. A fost ușor pentru că spuneam, pe pagina web a primăriei Rezina este un compartiment dedicat achizițiilor care are 3 subcompartimente pentru rapoarte, pentru planul și pentru proceduri. Dar aici o întrebare. Un subiect important care ar putea fi benefic în transferul de bunii practici pentru alte localități, cine se ocupă de administrarea paginii? Cine realizează toate aceste lucruri, postează, are grijă să fie ordonat, să fie foarte bine structurat? Angajat persoană din cadrul primăriei, cineva din secretariat sau au externalizat serviciul? În cazul acesta, în primul rând, este vorba de un specialist în achiziții, competent și care asigură, pe lângă derularea, planificarea procedurilor de achiziție, asigură și pregătirea acestor documente pentru a fi publicate pe pagina web. Ori fiecare specialist, pe lângă partea sa de muncă pe care o face, trebuie să mai asigure și transparența în domeniul său. Respectiv, dacă vorbim de specialistul în achiziții, pe lângă faptul că derulează aceste proceduri, trebuie să se asigure că le pregătește documentele și pentru a fi publicate. Și ulterior, deja primăria, da, pe interior, se asigură că ele sunt publicate, inclusiv corespunzător, și aceasta o arată și pagina web sau modul în care este structurată, modul în care este organizată, așa destul de clar și destul de intuitiv. Deci, din 2-3 accesări, găsești orice informație sau document ai nevoie. În cadrul monitorizării ați realizat mai multe solicitări de informații, inclusiv cu privire la achiziții. Cât de receptivi a fost? În cât timp ați primit răspunsuri? Dacă ați primit răspunsuri complete? Da, în cazul primăriei Rezina am solicitat de la toate, iar în cazul primăriei Rezina trebuie să menționez că răspunsul a fost recepționat, adică au răspuns la cererea de acces la informație, ne-au furnizat informații, dar având în vedere că noi mai întâi am analizat ce documente și ce informații sunt publice pentru a nu le solicita repetat,
Prin urmare, noi practic am identificat toate documentele ca fiind publicate pe pagina web. De aceea, în răspunsul pe care l-am primit de la autoritatea locală din Rezina, ne-au furnizat suplimentar, de exemplu, datele cu privire la componența grupului de lucru pentru achiziții care le-am găsit de altfel și pe pagina web, deci, sau mai bine zis, dispoziția primarului prin care a fost constituit acest grup de lucru pentru achiziții. Dar, zic, tot, înainte de a solicita informații, noi verificăm dacă acestea nu sunt deja publice pentru a nu dubla munca funcționarilor sau pentru a nu pune presiune pe ei. Totuși, dacă vorbim de grupul de lucru pentru achiziții, și la Rezina, așa ca și în celelalte autorități locale monitorizate, una dintre problemele cu care ne ciocnim este prezența societății civile. Lipsa, de fapt, da, lipsa implicării societății civile în procesul de achiziție. În timpul prezentării, chiar cineva din sală au manifestat o nemulțumire. Așa este. Față de activitatea primarului. Aceste compartimente vorbesc despre absența cetățeanului în actul de guvernare. Și voi menționa, pentru că aceste mecanisme sunt prin cadrul legal implementate de mult și sunt asigurate și prin Constituție. Deci, primul punct, disponibilitatea publică a informațiilor generale despre apeler, rămâne parțial asigurat. Sunt de acord cu această apreciere, iar transparența în activitatea apeler, disponibilitatea publică a informațiilor despre activitatea nemijlocită a apeler, eu cred că este neasigurată. 2. Disponibilitatea publică a informațiilor menite să faciliteze raporturile dintre cetățeni și APL, parțial asigurate, neasigurată. De ce spun acest lucru? Pentru că un proverb american spune așa: domnul Mazur, spune-mi ceva și eu poate voi memoriza, arată-mi ceva și eu poate voi vedea, dar implică-mă și dă-mi condițiile ca eu să particip, eu voi percepe multe lucruri și voi învăța și voi cunoaște. Oare asta cere și toate mecanismele guvernării participative și astea, cum spunea Churchill, nimic nu are, guvernarea participativă și reprezentativă are multe neajunsuri, dar încă civilizația nu a inventat ceva mai bun. În caz dacă respectăm aceste mecanisme. Ca recomandare către secretarul, doamna secretară Consiliului sau cine organizează, ca totuși proiectele de decizie, unii consilieri le mai publică, da, dar ar fi bine să fie publicate chiar de primărie, cu tot cu anexe, cu tot cu notele informative și suportul care este pentru consilieri, să vadă toată lumea, cu excepție acolo unde sunt ajutoarele acestea materiale sau financiare, care, dacă e vorba de o diagnoză și date caracter personal, noi înțelegem că nu, dar să fie publicate ca să nu fac lucrul ăsta a treia persoană sau un consilier sau noi să le cerem și arși, dar să fie cu tot cu suport. Aș vrea să lucrăm înainte de ședințele Consiliului, să fie publicate proiectele care sunt propuse spre votare, să fim poate câteodată invitați anume acolo unde este nevoie și, spre exemplu, știm foarte bine cazul cu proiectul cel de dezvoltare a turismului pentru orașul Rezina, care a fost într-un fel dezbătut și, până la urmă, nevotat de numărul de locuitori, de consilieri. În schimb, locuitorii așteptau acest proiect. Da, pe scurt să fie, deci eu insist pe anumite proiecte date, să fie invitat și persoanele cointeresate, să fie discuții înainte de Consiliu, nu doar actul legislativ împlinit, votat, nevotat, să fie publicat pe site. Trebuie să menționez că nu este o abatere legală. Explic de ce. Pentru că acest instrument care este disponibil în cadrul legal și pe care îl poate folosi societatea civilă este unul, evident, benevol. Dacă îți dorești să participi în grupul de lucru, trebuie să vii cu o cerere în acest sens în adresa autorității locale și doar ulterior autoritatea o acceptă sau o refuză și la un eventual refuz sau un eventual refuz ar denota, desigur, un anumit risc, inclusiv de corupție, pentru că se încearcă de a face procedura cumva sau de a nu lăsa pe cei
din afară să fie parte în acest proces. Însă în cazul ăsta, zic, ca și în cazul celorlalte 5 apeleuri monitorizate, acest lucru nu s-a întâmplat, n-au fost cereri din partea societății civile în perioada monitorizată. Poate așteptau ca autoritatea să-i invite sau să-i invitații. Da, este această percepție și eu chiar aș fi de acord parțial cu ea, pentru că având în vedere discuțiile care au fost în timpul prezentării și de care menționai, într-adevăr, cei din autoritate cumva spun că ei sunt deschiși, veniți cu cerere și noi vă includem în grupul de lucru, nu este o problemă. Pe de altă parte, societatea civilă nu cunoaște foarte bine aceste instrumente și nu cunoaște în general că este posibil acest lucru. Și în acest context, noi încă o recomandare cu care venim la toate autoritățile este să fie mai proactive. Pentru că cetățenii, societatea civilă sunt cumva se întreabă, dar ce să caute ei la primărie în grupul de lucru pentru achiziții? Sau uneori chiar și le este frică să solicite acest lucru. Dar mai mult decât atât, este într-adevăr o lipsă de implicare și mai mult la nivel local sunt puține organizații, monitori, cetățeni activi care mereu se implică și mereu sunt proactivi. De aceea noi recomandăm primăriei să fie ei mai proactivi și să invite. Un alt factor de risc le prezintă și achizițiile de mică valoare, dacă nu sunt organizate corespunzător, dacă nu sunt respectate procedurile, dacă nu sunt publicate rapoartele. Cum stăm cu achizițiile de mică valoare la Rezina? La fel și la acest aspect autoritatea locală din Rezina a demonstrat transparență, ori conform metodologiei noi am monitorizat dacă primăria a asigurat publicarea dărilor de seamă anuale care cuprind toate contractele de valoare mică, deci începând cu 10.000 de lei sau chiar unele publică și cele și mai mici de valoarea respectivă, și noi am constatat că atât darea de seamă pentru anul 2019 cât și cea pentru anul 2020 sunt publicate pe pagina web. Bine, evident că ne-am dorit ca autoritățile să fie transparente în sensul ăsta și când desfășoară aceste proceduri, da, măcar un anunț sau o informație să fie publicată în acest sens, dar aceasta nu o solicită nici cadrul legal și cumva faptul că ei publică aceste contracte, cel puțin la sfârșit de an, dar toate contractele de valoare mică, deja denotă o transparență. Și când vorbim de achiziții de valoare mică, trebuie să menționăm că ele sunt, deci reprezintă marea majoritate sau dețin cea mai înaltă pondere în toate tipurile de contracte de achiziții publice. Deci aceasta înseamnă că autoritățile locale desfășoară pe an sau odată sau într-o perioadă de 2 ani, așa cum am monitorizat noi, probabil o licitație, două sau câteva proceduri de COP-uri. În rest, este vorba de 10 de contracte de valoare mică, prin care se cumpără tot felul de produse, de servicii și se fac lucrări. De aceea, la etapa asta, noi chiar punem un accent deosebit. Însă, pe viitor, cadrul legal sau prevederile legale sunt modificate, urmează să fie aprobate și deja autoritățile vor trebui să asigure transparența și a acestor proceduri de valoare mică, adică să le desfășoare electronic, ceea ce înseamnă că practic vom avea acces la toate documentele acestor proceduri. Am identificat anumite probleme în partea ce ține de transparența activității primăriei la general. Și aici, de exemplu, am fi vrut ca să fie publicat efectiv, deci, pe site-ul primăriei, CV-ul primarului cu toate datele biografice, eventuală afiliere politică pe care o are acesta, experiențele de lucru, dar și studiile pe care le deține. La fel, chiar dacă este declarată, deci nu am găsit să fie publicată lista asociațiilor obștești pe site-ul înregistrate în localitate, pe site-ul primăriei, dar ceea ce ne-a părut foarte important ca să fie cumva explicate, adițional la organigrama aparatului primăriei, care sunt
obiectivele și funcțiile, atribuțiile de bază ale tuturor subdiviziunilor. Ca și în alte localități, ar trebui să fie sporită transparența informațiilor referitor la consilierii locali, și atât în partea ce ține de fracțiunile pe care acestea le-au constituit în cadrul Consiliului Local, dar și publicarea CV-urilor, astfel încât să fie foarte clar care sunt funcțiile consilierilor, de exemplu, cel puțin pentru ca să fie facilitată monitorizarea respectării regimului conflictelor de interese în exercițiul public. Ca și pentru alte localități, ar fi recomandabil dezvoltarea site-ului cu un compartiment special ce ține de cadrul normativ, în care s-ar regăsi legi relevante domeniului, dar și absolut toate actele normative locale care sunt importante pentru orice cetățean din localitate în cazul în care vrea să-și revendice niște drepturi. Eventual, dezvoltarea modulului anticorupție, pentru că acesta practic lipsește pe site-ul primăriei, și publicarea informațiilor sistematizate privind programele, proiectele, inclusiv de asistență tehnică de care beneficiază localitatea. La Fălești situația este un pic mai bună, cel puțin după clasamentul privind transparența. Totuși, există loc mereu pentru perfecțiune, pentru că este situația bună în comparație cu alte, dar procentajul de peste 50% totuși relevă faptul că mai este loc pentru mai bine. Cum ați găsit situația la Fălești și ce probleme sunt? Deci, Fălești a câștigat tocmai pentru simplul motiv că au dezvoltat și au aprobat reguli interne privind transparența procesului decizional, dar și o parte din mecanismele care sunt declarate prin acestea, inclusiv cele care sunt prevăzute de cadrul general privind transparența în procesul decizional, sunt puse în aplicare. Spre deosebire de alte, de același Rizina, de exemplu, aici au fost unele probleme în ceea ce privește, transparența bugetului executat. Ar trebui să fie, asigurată transparența informațiilor privind bugetele, privind bugetul executat. Acest lucru este important, tocmai în vederea responsabilizării autorităților publice locale, dar și transparența în activitatea apele la general. Ca și în cazul altor localități, am fi vrut, de exemplu, o transparentizare a informațiilor privind consilierii locali. Nu știu de ce primăriile uită că consilierii locali sunt aleși locali și toate informațiile despre aceștia trebuie să fie disponibile. Trebuie să fie publicate niște CV-uri după un format standardizat care include informații privind studiile, privind experiența de lucru, afilierea politică, dar și toate informațiile privind fracțiunile pe care le-au constituit consilierii în cadrul Consiliului Local, astfel încât să putem monitoriza traseul politic al consilierilor, dar și respectarea regimului conflictelor de interese. Ar fi trebuit să fie publicată o listă a organizațiilor la activitatea cărora participă apeleurile din orașul Fălești. Eventual, ar fi bine dacă ar fi fost dezvoltat un compartiment absolut separat privind cadrul normativ sau dacă eventual ar începe
deja, pentru că mai multe documente de politici a localității au ajuns la termen și cel puțin din ceea ce am văzut pe site, nu se vede dacă autoritățile au demarat procesul de elaborare a documentelor de politici pentru perioada ulterioară. Anterior, ceea ce lipsea pe paginile primăriilor altor localități monitorizate, lipseau modele de cereri, de petiții. În cazul primăriei din Fălești, acestea erau prezente? În ceea ce privește cereri foarte specifice, de exemplu, acest lucru nu am avut obiecții, însă, totuși, ca și în cazul altor autorități, am recomandat ca să fie un ghid privind procesul de petiționare pentru cetățeni, pe înțelesul cetățenilor, dar și, de exemplu, niște infografice privind bugetul local, la fel pe înțelesul tuturor cetățenilor, astfel încât fiecare om din localitate să înțeleagă din ce este format bugetul local și pentru ce fel de activități acesta va fi utilizat. Primăria Fălești are un nivel de transparență destul de bun, deci fapt demonstrat prin aceea că au asigurat publicarea planurilor de achiziții și modificările la acestea, au asigurat publicarea anunțurilor de participare pe pagina web, a rapoartelor de monitorizare a contractelor de achiziții, dar nu au publicat toate rezultatele sau rezultatele procedurilor de atribuire a contractelor, deci implicit anunțurile de atribuire sau o dare de seamă, decizia de atribuire, cel puțin o informație în sensul ăsta. Pe pagina web astfel au fost identificate doar 3 anunțuri de atribuire, deși contracte au fost atribuite mai multe dacă analizăm pagina web a Agenției Achiziției Publice. Deci la capitolul acesta sunt unele carențe. Atunci când vorbim despre modalitatea cum sunt cheltuiți banii publici, un risc de corupție, prezintă modul cum sunt atribuite contractele de mică valoare și contractele de mare valoare. Care este, în primul rând, dacă putem vorbi, procentajul de contracte de mare valoare și între cele de mică valoare aici la Fălești? Da, așa și cum constatăm de fiecare dată, la nivel local sunt foarte multe contracte de valoare mică, pentru că autoritățile locale sunt mici, au bugete mici și, prin urmare, și achizițiile pe care le fac sunt mici. Iar având în vedere că pragurile în achiziții au fost crescute acum mai bine de 2 ani, deci actualmente marea majoritate a achizițiilor desfășurate de autoritățile locale, deci aici o să fac o paranteză, deci achizițiile în valoare de până în 200.000 lei pentru bunuri și servicii și până în 250.000 lei pentru lucrări sunt de valoare mică, deci nu sunt reglementate de legea achizițiilor, dar de un regulament separat care evident are cerințe mai flexibile și de transparență și de desfășurare. Deci, practic, este o contractare directă, adică achizițiile până deci în aceste valori... autoritatea. Exact, autoritatea decide. Desigur că autoritatea, dacă vrea să demonstreze transparență, le poate face electronic. Dar binevol, deci unele autorități fac achiziții, de exemplu, prin sistemul electronic și de 3.000 de lei. Este decizia lor și pot face acest lucru, însă nu o cere... Nu o cere legea, nu este o încălcare dacă legale. Nu o faci. Absolut, dar crește transparența. În cazul celor din Fălești, ei utilizează acest instrument? Ei au publicat dările de seamă anuale, care cuprind toate contractele de achiziții, dar nu au publicat, de exemplu, anunțurile, nu au publicat rezultatele contractelor respective. Deci e vorba doar de acele dări de seamă anuale. Și iată, chiar numărul de contracte de valoare mică, încă o dată demonstrează că acestea sunt multe comparativ cu procedurile de valoare mare. De exemplu, la Fălești, în anul 2019, au fost 197 de contracte de valoare mică. Deci este un număr foarte mare, iar în anul 2020 au fost 219 de contracte de valoare mică. Mai mult ca atât, ceea ce aș aprecia pozitiv la Fălești este faptul că atunci când publică rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții, care de altfel este obligație legală, nu o fac formal, așa cum o fac multe autorități. Însă, cum spuneam, în ceea ce privește rezultatele, sunt carențe, pentru că am
constatat faptul că primăria Fălești a publicat doar 3 anunțuri de atribuire, deși conform datelor cu privire la contractele atribuite, inclusiv cele oficiale, adică publicate de către Agenția Achiziției Publice, a desfășurat în anul 2020 6 proceduri de achiziții, de valoare mare vorbesc, da? Și în anul 2019 4 proceduri de achiziții. Deci aceasta înseamnă că ei au asigurat doar parțial, da, transparența la etapa de publicare a rezultatelor. Ce ar putea să se ascundă în spatele acestora? Poate autoritatea nu dorește ca, să zicem, publicul să afle cine este persoana sau agentul economic care a câștigat licitația. Ce riscuri, dacă există? Sigur că da. Orice încălcare, de fapt, a cadrului legal, orice încălcare a cerințelor de transparență, despre care, și acesta este unul din acestea, denotă da, un risc de corupție sau un steguleț roșu, așa cum le denumim noi în achiziții. Deci un semnal că ceva nu este în regulă. Sigur că nu orice steguleț roșu sau nu orice indicator de risc înseamnă de corupție, că deja a avut înseamnă loc un act de corupție. Da. De multe ori este această percepție greșită atunci când noi spunem că, uite, sunt atâtea riscuri de corupție depistate în procesul de achiziție din cadrul autorității respective. Și din start percepția este că gata, s-a fraudat, este corupție, este fraudat banul public și așa mai departe. Nu este chiar așa, de fapt factorii pot fi diferiți. În cazul acesta, de exemplu, după rezultatele evaluării și analiza noastră, este mai mult vorba de anumite, fie că scăpări din partea specialistului în achiziții, fie că sunt anumite schimbări de ordin intern sau uneori, de exemplu, în procesul de monitorizare, ni se spune că s-a schimbat specialistul în achiziții, prin urmare câteva luni nu a fost de loc, da, persoană responsabilă. Ca exemplu, da? Sau este și vorba de lipsa de resurse, de timp, de chiar și de responsabilitate. Nu neapărat este vorba de corupție. În cazul acesta, având în vedere că deja ulterior au fost publicate rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții, unde sunt, ziceam, toate contractele, toți contractorii sau toate companiile cărora le-au fost atribuite aceste contracte, valoarea, gradul de executare, atunci aceasta sau faptul că acestea sunt publicate și disponibile pe pagina web și conțin toată informația necesară, deja cumva diminuează acest risc de corupție anterior identificat, adică și faptul că nu au fost publicate toate rezultatele. Deci mai curând că este vorba de o problemă de ordin intern, dar aici menționez încă o dată, deși din start este un steguleț roșu și este analizat bine și nu este neapărat corupție, dar este mai mult o abatere, o scăpare, o problemă de ordin intern, totuși, aceasta rămâne o încălcare a legislației, pentru că publicarea anunțurilor de atribuire este obligatorie. Potrivit portalului de transparență locală, Primăria Fălești a fost evaluată în clasamentul din anul 2020 cu 56%. Au ocupat, s-a poziționat pe locul 3 din 60 de localități care au fost evaluate. Și cum nu există prea multă transparență, ce ar trebui să îmbunătățească autoritatea publică locală ca să fie mult mai deschisă, mult mai transparentă, să nu trezească semne de întrebări și să nu trezească multe semnale, stegulețe roșii de corupție? În primul rând, sporirea colaborării sau sporirea implicării societății, mediului privat, tuturor celor interesați în procesul decizional, să folosească la maxim, zic aici să folosească în sensul bun al cuvântului, societatea civilă de la nivel local, asociațiile de părinți, asociațiile obștiești, organizațiile care sunt active, pentru a beneficia de ajutorul, susținerea, implicarea lor, de ce nu chiar și contribuția, sunt autorități locale care așa încrederea au obținut de la cetățeni, încât aceștia contribuie și financiar la inițiativele care sunt derulate la nivel local, la proiectele de infrastructură. Deci, pentru mine acesta este un indicator clar
că cetățeanul sau reprezentantul diasporii are o încredere sporită sau are o încredere totală în autoritatea locală, atâta timp cât acesta contribuie și financiar la, de exemplu, nu știu, proiectul de iluminat. Fie și construcția unui drum, iluminat sau o fântână. Absolut. Aici contează mai puțin valoarea proiectului, cât însă și indicatorul și faptul că este contribuție financiară din partea beneficiarilor, adică comunității locale, diasporii și cetățenilor în general.